Salutare tuturor și bine ați venit, sunt David, iar astăzi avem un accesoriu sau o unealtă pe care o folosim foarte des în gospodărie, și anume o moară electrică cu ciocănele pentru cereale. EvoTools HGT 647123. O moară destul de apreciată în rândul utilizatorilor, o moară destul de puternică, dar nu cu un consum foarte mare de energie. Un motor electric de 1100W ce se rotește la 3000 de rotații pe minut, cu o capacitate de mărunțire de 180 de kg pe oră maxim. Vine și cu accesorii în pachet, le găsim aici menționate pe cutie, mai exact cu 4 site, 2, 3, 4 și 5 mm. Haideți să o desfacem și bineînțeles să o și testăm. Trebuie să știm că în gama de mori de la EvoTools există 4 modele, inclusiv cu site speciale pentru fructe, așadar avem de unde să alegem și le găsiți pe toate testate în playlistul de pe canal. După cum vedem, vine aproape asamblată, mai trebuie să ne ocupăm doar de partea de sus, avem apărătoarea, avem și dispozitivul ce ne ajută să setăm fluxul și bineînțeles moara aici, văd că este înfoliată. Să încerc să o scot afară din cutie. Foarte bine că este desfăcută pentru că putem să vedem exact cum arată și avem și cele trei site, una deja cred că este montată pe ea. Exact ce vă ziceam, avem deja o sită montată aici pe moară, vedem și ciocănelele care sunt reversibile, arată foarte bine, 4 rânduri, a câte 5 ciocănele pe fiecare, adică 20 de ciocănele. Îmi place foarte mult la această moară cum este poziționată sita și faptul că este o sită mare pe această moară, practic măcinătura poate să iasă de jur împrejur și să se ducă jos pe evacuare. Haideți să vedem și ce sită avem montată. Din câte îmi dau eu seama, este sita de 3 mm. Am zis că avem 2, 3, 4 și 5. Așadar aici avem 2, 4, 5 și 3-ul este montat. O să o folosim chiar pe cea de 3. Așa vin ele asamblate. Iar aici în pachet găsim, bineînțeles, manual de utilizare, șuruburi și garnitura ce trebuie pusă de jur împrejur. Deci să vedem cum este această garnitură. Da, este cu canal. Practic o putem introduce aici. Foarte frumos. Și este exact la fix, după care avem capacul pe care îl poziționăm aici, iar în pachet mai avem și șuruburi pe care trebuie să le folosim. Acestea lungi care fixează capacul se introduc până pe partea cealaltă. Bun, al doilea, 3 și 4. Pe ele punem aceste piulițe de tip fluture pe care să le mai putem desface ușor fără să avem nevoie de cheie neapărat. O să le strâng cu mâna, de cele mai multe ori o să fie nevoie să le mai desfacem. Dacă cumva nu suntem atenți și se înfundă moara, va trebui să le desfacem, să o desfundăm. Avem și capac pentru zona de știulete. Dacă nu vrem să-l folosim, ar fi indicat să punem acest capac aici. Ca să montăm și partea aceasta din plastic, aceasta practic intră aici în interior, ceva de genul acesta. Va trebui să desfacem șuruburile deja montate aici. Această bucată se poate scoate afară de tot, o punem pe aceasta, aici pe poziție, iar în locul șuruburilor, acestea mici de la bucata de tablă, putem să punem șuruburile cu imbus pe care le primim în pachet. Acestea se și îngroapă în această bucată de plastic. Nu este neapărat obligatoriu să o montăm, putem să montăm moara direct pe partea de tablă, doar că așa este mult mai bine sigilată. Acum, în acest canal putem să montăm această bucată care o să ne ajute să setăm debitul, după care punem cuva, iar pentru cuvă avem aceste șuruburi ce se înșurubează direct în plastic. Avem locurile predefinite pentru ele aici în interior. Am fixat suportul din partea de sus pe bucata aceasta de plastic. Vedem că sistemul pentru a elibera cerealele funcționează bine. După cum ați văzut, am scos bucata aceasta metalică care era prinsă cu aceste 4 șuruburi. În pachet primim și șuruburi mici ce potrivesc aici în cazul în care vrem să prindem cuva direct de această bucată de tablă. Se poate folosi fie aceasta sau putem folosi bucata aceasta din plastic care o ridică puțin mai sus. Pe toate le-am folosit cu această bucată, funcționează foarte bine, dar puteți să folosiți și bucata standard pe care o primiți în pachet, adaptorul acesta standard. O să punem
șuruburile înapoi în pungă. Se poate folosi în aceste două moduri pe care le-ați văzut. Cu ambele funcționează bine. Cu această tablă, în schimb, cu această bucată de flanșă, putem să zicem, putem să conectăm și un rezervor mai mare. Spre exemplu, dacă aveți acasă un rezervor unde depozitați cereale mai mare, puteți să faceți conexiunea direct pe țeavă. Am fixat moara aici de masă, am pregătit și un recipient unde o să se ducă măcinătura, iar aici pe guler o să punem această pungă ca să nu sufle vântul toată măcinătura și o să o legăm aici frumos și atunci totul o să se ducă în găleată. Verificăm sistemul dacă funcționează, funcționează bine și o să facem un amestec de 3 cereale, mălai, grâu și orz. Avem buton de start-stop aici. A pornit, văd că nu sună tare absolut deloc și haide să vedem. Este deschisă undeva la jumătate. Haideți să vedem și cum arată măcinătura. Văd eu foarte bine. Haideți să încercăm să o deschidem puțin mai tare. Merge bine și deschisă mai tare, deci aproape de tot deschisă funcționează bine. Se poate observa aici cât este de mare locul pe unde curg cerealele, dacă îl deschide tot, abia acum a terminat tot de măcinat, l-am deschis de câteva ori la maxim, nu poate să ducă, o să ducă undeva, să-mi rămână mie aici cam un deget. Deci dacă îmi rămâne cam un deget aici, merge cam la capacitatea ei maximă, pot să zic, fără să se forțeze prea tare, oricum ea este dotată și cu protecție la suprasarcină, și în cazul în care se încălzește, o să se oprească. Dar oricum, fluxul de măcinare este unul destul de bun. A finalizat, după cum vedem, când termină, aruncă destul de mult pe jos. În rest, în timpul funcționării, nu pierde pe nicăieri, chiar am rămas puțin surprins că nu face praf pe nicăieri. Și acum s-a oprit. Deci, rezultatul este unul pozitiv. Zic eu că raportul de consum energie versus cantitatea măcinată pe oră este unul foarte bun, cel de 180 de kg, iar măcinătura foarte bună, mai ales având în vedere că avem 4 site din care să alegem, putem să o facem cum vrem noi. Fie mai fină, fie mult mai mare.
Așa cum ați putut observa, moara se descurcă foarte bine, are suficientă putere, un debit destul de bun, construcția solidă și faptul că avem 4 site pe care să le montăm, zic eu că este un lucru bun. Nu am făcut testul și cu știulete de porumb, se poate face, desfacem acest capac și introducem știuletele pe aici. Un singur lucru am ce nu-mi place sau ce l-aș fi văzut puțin modificat, și anume cuva de încărcare, dar raportat la debitul pe care l-are, 180 de kg pe oră, este ok. O cuvă mai mare, în schimb, ar ajuta să pun mult mai ușor. Se poate schimba sau ne putem învăța și cu aceasta. Așteptăm părerea voastră jos în secțiunea de comentarii, scrieți-ne cum vi se pare această moară de la EvoTools, dacă vă place sau dacă nu vă place, iar dacă vreți să aflați mai multe detalii despre ea, în descrierea videoclipului găsiți un link către site-ul oficial hones.ro. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!